În ședința de miercuri 20 aprilie, pe ordinea de zi a executivului, s-a aflat un proiect privind aprobarea noilor steme ale comunelor Cordun și Boteşti. Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de guvern la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie. Proiectele de stemă corespunzătoare comunelor Boteşti și Cordun au fost supuse procedurii de vizionare și dezbatere publică, succedată de adoptarea de către consiliile locale ale localităților a hotărârilor prin care au fost însușite atât variantele finale ale proiectelor de stemă, cât și descrierea și semnificațiile elementelor heraldice aferente acestora. Comisia Ștețeană de Heraldică Neamț, formată din specialiști în istorie arhivistică și etnografie, a analizat și a transmis sub semnătura prefectului și a președintelui Consiliului Ștețean proiectele de stemă însoțite de către un memoriu justificativ Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Academiei Române, Biroul Zonal Iași, care a procedat la vizarea acestora. Stema comunei Boteşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat în bară de un brâu undat de argint. În partea superioară stângă, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur înmănunchiate. În partea inferioară dreapta, în câmp roșu, se află o botă de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Ca semnificație, brâul undat reprezintă râul Moldova. Spicele de grâu simbolizează ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Spicele de grâu se regăseau și în vechea ștampila comunei din anul 1883. Bota face trimitere la denumirea localității care provine de la ocupația locuitorilor de confecționarea botelor pe care le comercializează. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Stema comunei Cordun se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat și despicat în partea inferioară. În partea superioară, în câmp albastru cu bordură de argint, se află trei bezanți de argint. În vârful scutului, la dreapta, în câmp roșu, și la stânca, în câmp argintiu, se află o cruce în contraculuri, trecând spre sfâșiere. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Ca semnificație, bordura de argint face trimitere la numele localității, Cordun, Cordon. Bezanții reprezintă industria metaliferă din zonă, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Crucea simbolizează religiile din localitate și anume ortodoxă, catolică și armeană, iar coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.